Bine ați venit la Atelidra. Pentru cei care nu știu ce înseamnă atelierul acesta pentru noi, dacă aveți un pic de răbdare, am să vă introduc în casa noastră. De unde a venit Atelidra? Atelidra este un acronim de la Atelier Lirico-Dramatic. A fost o idee de acum 3-4 ani, împreună cu fratele meu, care este Marian Pop, mare baritor. Așa. Și a dorit să împărtășească studenților din Cluj experiența lui muzicală, interpretativă, mișcare scenică. Și am început și am avut, culmea, foarte mare succes. Dar din păcate Marian Pop este un artist activ încă și nu a putut să stea foarte mult alături de noi, motiv pentru care am apelat la niște workshop-uri foarte reușite cu alți artiști și ei activi, nu profesori, care să împărtășească la fel experiența lor despre această carieră, și anume de cântăreț. Dar noi nu ne-am oprit aici. Ne-am oprit pentru un moment să facem o galerie de artă. După cum vedeți, câteva din lucrările, bineînțeles, a fiului meu. Așa, deocamdată, dar nu în ultimul rând, pentru că galeria va suporta și alte expoziții, bineînțeles. Vom face, am și făcut și vom face prezentări de carte, invitați speciali, artiști. Dorim să facem acum, într-un timp extrem de scurt, se dă drumul la un podcast care este coordonat de basul Burcă Petre, Autenticul Petri se va numi și va fi strict pentru artă, tot ce înseamnă artă. Dar nu ne-am oprit aici. De ce? Pentru că adolescenții mi-au dat o lovitură sub centură, cum se spune, și am văzut că le place să vin aici, le place în atelierul nostru. Vin, studiază, creează, fac brainstorming-uri, pun la cale tot felul de orchestrații. Am zis, de ce nu? Să-i dăm drumul înainte, haideți, preferabil decât în altă parte, nu? Este un număr extraordinar de tine, talentați, și mă bucur din tot sufletul meu că sunt aici și vreau să îi susținem cât mai mult, cel puțin Asociația Marian Pop va face și o finanțare pentru workshop-uri pentru violoncel și vioară. Asta este cadoul nostru pentru ei. Și, ca de obicei, îmi scriu o grămadă de text, dar nici nu m-am uitat peste el, pentru că nu pot să citesc de emoție. Așa? Și pentru că, și nu în ultimul rând, mai bine spus, suntem motivul pentru care suntem aici. Și anume cei cinci prințișori ai noștri, care o să ne încânte cu munca lor de 3-4 săptămâni încoace. Au tras și în vacanță și au studiat puternic pentru ca să ne încânte urechile în seara asta. Ca și început, vreau să-l invit pe Rareș Ionuț, care ne va interpreta Bach. Am pus și cameră, să mă vedeți. Vă rog să mă scuzați. Rareș! Spune piesa. Din sonata întâi, a treia parte, Siciliană. Thank you.
laudele sunt hrana sufletului unui artist. Bun. Ne va încânta acum Milan Ahmed, pe care ne bucurăm foarte tare că l-avem alături de noi, cu tot o piesă Bach, suita sol major. Sper că după tine e bun. Thank you.
Thank you.
tinerii noștri ne-au pregătit ceva surpriză de bifartină. Mare ciopi. O fi primăvara. O fi toamna. Four seasons. Toate patru. La vară. Iarna.
rotație de 5, când Vivaldi este o orchestră mare, dar mi-a plăcut foarte mult, felicitări, dar nu este gata. Rămânem tot la Vivaldi. De data asta e duetul? Bun. Este concert în sol minor. Milan, Marius. Să vă mulțumesc.
sală, bravo. Mulțumim că ați fost alături de noi. Și noi mulțumim că ne-ați oferit așa ceva. Bravo. Și felicitări, părinți. Nu, dar deja-i gata. Ok, bravo. Susținere emoțională.